la multe chestii, dar am trecut peste. Sunt foarte puternică și trec. Viața e scurtă și mă bucur de orice moment. Nu mulți se așteptau să te vadă acolo, având în vedere că ești una dintre cele mai frumoase femei și din România și nu numai. Și cu toate astea, cum ai spus și tu, ai dat dovadă de foarte multă putere. De unde ți-ai luat această motivație? În primul rând, sunt ca persoană individuală, I'm like a survivor. Pentru că am plecat de la 14 ani de aici, nu știam limba, fără părinți. Și lucrul acesta a fost foarte greu și l-am continuat chiar și acum, îl continui toată viața. Adică sunt, întotdeauna am fost singură și m-am descurcat singură. Ai învățat să fii autonomă, să fii independentă, dar te-a afectat într-un fel treaba asta sau din contră te-a ajutat? M-a ajutat foarte mult proiectul de la fermă. Eram în pădure, era altfel, eram în natură, ca un fel de jungle, dar în realitate e altfel, dar tot prin tot acele sentimente și emotion și feeling-uri treci prin acelea sentimente, dar probabil acolo au fost mai puternice, că am fost mai mulți. De ce ai ales să faci o schimbare de loc? Văd că te-ai tuns bob. Din cauza că foarte mult părul meu era asta foarte ars la ends și am vrut să-l tai ca să pot să am părul foarte healthy. Și am făcut și un tratament de păr și m-a ajutat foarte mult. Nu știu, acum am foarte mult grijă de mine. Înainte nu m-a interesat, dar acum sunt foarte... I'm very careful what I do with myself. În momentul de față, ce îți mai lipsește pentru a fi împlinită 100%? Ai ceva care îți lipsește? Nu îmi lipsește nimic. N-am familie, asta pot să zic, dar o să vină și o să fac și acel pas la timpul potrivit. Numai Dumnezeu știe. Doresc să te căsătorești, să faci un copil? Da, e și normal, da, îmi doresc, dar... Numai Dumnezeu știe. Cum ai spus mai devreme, acum îți dedici timpul ție, vrei să te ocupi de tine, dar mai lași loc și de altcineva în viața ta? Adică ești deschisă către un nou început, o nouă relație? Întotdeauna viața mea este tot timpul nou început. Că mă duc în Los Angeles, că mă duc în Londra sau călătoresc, e tot timpul nou început și noi oameni și... Pentru mine niciodată nu mi-a fost frică de nou început. Pentru mine e foarte excited să fac pasul ăsta în tot timpul. Dar da, sunt pregătită pentru ce vrea Dumnezeu să se întâmple pentru mine. Nu mai sunt rigidă sau nu mai mă pun împotriva destinului. Sorții. Împotriva destinului, da, sorții. Voiam să te întreb și de legătura ta cu Leonardo DiCaprio. Este un mit sau nu? Chiar te-ai întâlnit cu el? Ai colaborat? Cum a fost totul? Ne-am colaborat, ne cunoaștem de mici, la 18 ani. Ne cunoaștem și suntem în același cerc de prieteni și ne salutăm când ne vedem. Dar atâta. Când ați vorbit ultima oară? În martie, la Oscar. Și ați vorbit pe WhatsApp sau face-to-face? Nu, face-to-face. Nu trebuie să ne vedem ca să putem. El e o persoană care trebuie să vadă persoana ca să poată să se deschidă sau să vorbească. Care este cel mai de preț sfat sau lucru pe care l-ai învățat de la Leonardo DiCaprio? Ce am învățat eu de la el? Poate el a învățat de la mine? Modestia. Nu contează cine ești, câți bani ai sau... Ceea ce faci contează să fii modest și să fii real, să fii human. Și asta este el. Este un om foarte, foarte real. Am lucrat la mine și lucrez la mine, individual. Și... Ai făcut terapie? Mai mult decât terapie. Nu, n-am fost la terapie. Am fost odată la psiholog, acum, cred că 10 ani. Prietena mea mi-a zis să mă duc la terapie, acum 10 ani. Și țin minte că... și am început să plâng
și i-am zis, m-am uitat în ochii și zic că n-am nevoie de terapie și a zis că da, e adevărat că n-am nevoie de terapie.